Emisiune susținută de Nespresso, Nordic Shops și Domeniul Bogdan. Seara bună tuturor, sunteți la cină și vă mulțumesc pentru asta. Este emisiunea în care Adi Hădean gătește, iar eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a primi, cum se cuvine, invitații la masă și pentru a le servi o porție zdravănă de întrebări cu gust. Este o seară specială pentru că avem la masă doi bucătari. Unul gătește, unul vorbește. Sau poate facem și schimb la un moment dat, Adi, nu-i așa? Eu mă bag la orice dacă tot am venit până aici. Șef Joseph Haddad este invitatul nostru în această seară la masă. Sunt tare curioasă să aflu când a fost ultima oară invitat la cină. Adică cât de complicat este să gătești pentru un alt șef? Auzi, e foarte simplu, știi de ce? Pentru că eu oricum doar cât știu fac. Și asta simplifică lucrurile foarte mult. Nici măcar nu mi-a fost complicat să aleg meniul pentru astăzi, pentru că eu știu că Joseph Haddad nu mănâncă altă carne decât cea de pește și nu mănâncă fructe de mare și mănâncă și vegetale și lactate foarte mișto, așa că a fost chiar simplu să gândesc pentru cina asta două feluri fine și cu gust. Ce avem pe masă? O să deschid cina cu o salată din roșii confiate și deshidratate puțin în cuptor, cu burrata și cu plante aromatice. O să folosesc două feluri de busuioc, foarte puțin coriandru și puțin pătrunjel tocat, sare, piper, ulei de măsline. Asta intră la salată pe lângă roșia aia pe care mai întâi o tai în două, scot pulpa din ea, pe care o folosesc eu la altceva, într-un sos sau mai văd eu. Așez carnea, cum ar veni, peste sare să se deshidrateze și o pun în cuptor la 160 de grade pentru 20, poate 25 de minute. O scot de acolo, curăț coaja de pe ea și o așez frumos peste burrata și apoi o pun în frigider. Sigur, o stropesc cu ulei de măsline și o las împreună cu plantele aromatice să ia aromă unele de la altele pentru jumătate de oră, 40 de minute, la rece. Între timp, mă apuc să fac și peștele, care, din nou, e o socoteală foarte, foarte simplă. Lasă-mă să ghicesc, că îl faci în sare. Da, îl fac în sare și am ales să fac peștele ăsta pentru că eu am o relație bună cu Joseph Haddad și am vorbit de foarte multe ori exact pe tema asta. Hai, Adi, să facem împreună un pește. Știi? Și n-am apucat până acum să facem împreună un pește, dar o să fac eu pentru el un pește și dacă ajunge foarte repede, s-ar putea chiar să facem împreună un pește, pentru că e un om de la care ai ce să înveți chiar foarte multe lucruri, știi foarte multe tehnici de gătit, adică este un meseriaș super, super bun și un om foarte pasionat. Și eu de asta mă bucur foarte tare că am ocazia să gătesc pentru el. El a gătit pentru mine de mai multe ori, eu încă n-am gătit pentru el niciodată. Ai ocazia în această seară. Cum pregătești peștele? Foarte simplu. Ok, ăsta este un biban de mare, foarte proaspăt, de la prietenul meu, Sorin, de la pescaderia l-am luat. Nu e curățat de solzi, e curățat doar de intestine și de organe. Le-am dat afară, l-am spălat, l-am tapetat cu un prosop din hârtie, să iau toată umezeala, sare și piper în interior. Tot în interior, foarte puțin pătrunjel, 2-3 rondele de lămâie, 2-3 căței de usturoi doar zdrobiți un pic. I-am băgat înăuntru, solzii i-am păstrat pentru că vreau să protejeze carnea, știi? Pentru că dacă îl coc în sare și îndepărtez solzii peștelui, e posibil să absorbă prea multe sare și să fie prea sărat și noi nu vrem lucrul ăsta. Și oricum noi nu o să mâncăm nici solzii, nici pielea peștelui. Am făcut culcușul de sare pentru pește, cum ar veni. Am aici niște frunze de sfeclă mangold pe care le pun pe fundul tăvii. Peste ele o să așez peștele și apoi iau sarea, care este o sare un pic mai grunjoasă, o ud cu apă, un moi foarte bine, nu pun foarte mult, să nu o dizolv de tot, doar adaug apă și amestec în ea până când devine așa, ca un soi de, cum se zice, ca un maclavaj din ăsta, știi, ca un soi de ciment, de cum o fi, acoperi bine peștele, sarea aia se întărește deasupra lui și se întărește și mai tare în momentul în care am pus peștele în cuptor. Și o să pun peștele exact ca pe roșia asta pe care o pun la confiat, la 160 de grade și îl las acolo 35-40 de minute. Vreau să se coacă mai încet și să-mi rămână zemos și are toate șansele să rămână zemos. După care îl scot de acolo, sparg crusta de sare cu ce am la îndemână, cu o sticlă de vin plină și îndepărtez pielea peștelui, scot fileurile, le-am pus pe
o farfurie și pe farfuria aia lângă niște legume pe care le-am găsit prin piață, așa, sotate puțin într-o tigaie cu ulei, sare, piper, plante aromatice. Prin legume mă refer aici la codițele astea de la frunzele de sfeclă mangold, o roșie, niște ceapă, un pic de vânătă și cam aia tot. Garnitură pentru pește, adică, până la urmă, o cină lejeră și cu gusturi fine. Acum că am aflat meniul, te invit la o cafea. Bei o cafea? Ionela, cu tine beau o cafea la orice oră. Așadar, o știm cu toții, invitatul nostru din această seară este șef Josef Haddad. Iată-l sosește la cină. Bună ce seara! Bună seara, ce onoare am! Bună seara! Bună seara, bună bine seara! Bine ați venit la cină! Bine am găsit! Mersi pentru invitația! Vă rog, luați loc! Cu drag! Da, mersi mult! Ce masă frumoasă, așa, naturală! Da. Asta a fost o ușă de pe stradă asta a, fost a ușa. Centrului vechi din București. Se știu, pe timpul când era eu mic, în Acu, cu bunica, era 6-7 ani de zile, nu era farfurii cum este acum. Cuvântul meu, servește mâncare pe geam. Bunica ia geamul, curățat, spune acolo niște preparat, humus, tahina, aia, salată, mâncăm din geam. Tot nu era acum, cum vorbim acum, de 55 de ani. A. Când v-a invitat ultima oară cineva la cină? La cină? Nimeni. Nu, a fost ultima a fost cu Haddad aici, a fost an trecut. Da. A făcut niște pentru Haddad niște catering. Numai de la mine a luat niște catering, da. Șef la șef. Primul rând am respectat foarte mult, dar a venit aici, se vede cum se place oamenii și m-a ales la un pahar de vin cu el acolo. A povestit spre mine așa. Da, am petrecut o seară împreună cu echipa mea. Și m-am gândit că e bine să le aduc să mai vadă și pe altcineva, știi? Cu echipa de la restaurant, asta vreau să zic. Da, exact, da, am trecut. A fost la Revelion, nu? Înainte, în perioada înainte, aia, puțin, da, puțin de înainte, an. Da. Deci, practic, Josef Haddad este invitat la cină pentru a doua oară aici, da, în această doar locație. Că, doar că prima dată a adus mâncare. Am adus, acum o primiți. Acum o primiți. Da, știu. Haideți să începem. Pentru asta nu am mâncat nimic astăzi. Și ați fost și la sală să faceți loc. A făcut sala, vine direct cum de la sala, de cuvântul meu. Faceți sport în mod frecvent? Da, eu fac sport, adică sport facem toată viața mea când am timp. O fac două ori pe săptămână, trei ori, dar două ori pe săptămână obligat. Și dacă avem tres în bucătărie, eu ies în bucătăria dacă nu vrea. Dar dacă nu vrea să ies, eu ies cu forță. Când ajung la sala, mă respir așa, măcar o oră, jumătate, două ore. După sala, vine creația, știi, Adi? Poți să creezi altă meniu, alta aia, vine cu forță în tine, adică e totul cu altceva. Măcar să iasă puțin din bucătăria, nu fiecare zi așa. Da, intrăm prea mult, prea adânc în meseria asta pe care o facem și avem tendința asta de a ne autolimita stimulii, de fapt. Știi că te concentrezi foarte la asta și nu mai vrei să vezi nimic altceva. Mie cel puțin așa mi se întâmplă. Atunci când gătesc, nu prea mai văd nimic în jurul meu. E doar mâncarea și atât. Adi, îți propun să-l descoperim în această seară pe șef Josef Haddad, să-l arătăm publicului telespectator așa cum nu l-a arătat nimeni niciodată. Și vreau să începem cu începutul. Unde v-ați născut? Unde ați crescut? Cum v-a fost copilăria? Până începeți. Eu mă duc să aduc antreurile. Te așteptăm. Spor la treabă, Adi. Da, mulțumesc. Dacă vreți un ajutor, sunt aici. Păi și mă lăsați pe mine să vorbesc singură? Da, v-am invitat la dialog și așteptăm răspunsuri. Primul rând am născut în Haifa cu părinții, tata din Tunisia și mama din Maroc. Tata din Tunisia este oraș, se cheamă Nabil. Nabil este oraș foarte, foarte, foarte mic, lângă mare, și mama din Fez. Și când tata a venit în Israel pe anul 1947, dacă nu mă înșel. Da, tata era tânăr, era. Și a căsătorit și după aceea am născut noi în Haifa, în oraș nu așa mare ca Tel Aviv, ca Ierusalim, dar oraș de port, cum spune port.
tata de la început a lucrat, când a venit din Israel, din Tunisia în Israel, a lucrat ca scafander, se fac utilaj jos, se construiește pentru face port jos. 30 sub apă, de metri scafandru. Sub apă, da. Și acolo a început așa, după aceea el a intrat să lucrează ca bucătar, ca bucătar pe vapor. Așa înțelegem de unde pasiunea pentru bucătărie. Exact, după casetorie. După casetorie. Și bineînțeles, știi? Mulțumesc, mersi mult. Ce frumos arată. Și bineînțeles, și mama a fost bucătărească, dar tata a fost mai mult, adică acasă lui tata era 12 frați. 12 frați. Și bunica mea, partea tata, tot timpul a gătit mâncare tuniziană. Și tata a preluat. E singur din familia care a preluat de la mama lui. Și tata, de la, sincer spun așa, fără glume, de la 14 ani, 15 ani de zile, eu am fost acasă oaia neagră. Nu, da, nu pe cuvânt, am fost oaia neagră. Am două frați. În ce sens? Adică sunt convins să trebuie proprietatea termenilor. Da, nu a plăcut să învăț. Eu am fugit de la școală. A plăcut numai să muncesc, să trăiesc, adică să fim niște bănuți în buzunar. Și pe vremea nu era, nu era cum este acum, cumpăram șampou, sabon, aia, mașină. Se știe că eu am plecat la ziua naștere, la prieten, la colegul meu, lângă casa mică, lângă noi, tata a dat mie cadou un cutia de ton sau sardin, pentru că tata a fost pe vapor. Tot timpul a plecat în Italia, Franța, cutie de sardin se dea cadou. Adică pe vremea, cine a mâncat sardine? Băi, acum de 50 de ani, nu erau. Când am plecat acolo la ziua naștere, toată lumea se glume, dar mama lor spune să da Dumnezeu să fie fiecare zi ziua naștere. Și aduc hadad niște ton, niște sardine. Așa a fost pe vremea. Și la tata am înștenit eu de meserie. Erați o familie bogată sau săracă? Foarte săracă, adică bogată la ce preferi. Adică nu era nimic, era apartament cu două camere, sufrageria și camera, da? Și tata și mama a dormit un pat acolo și noi trei frați, adică pe aceeași cameră. Adică nu era pe vremuri. Bine, tata a fost pe vapor. Eu a luat la noi, adică spune, niște lucruri de să mâncăm. Adică ca fel ca castane, că nu era castane. Nu era nuci. Nu era niște lucruri pe vremuri, cam 50 de ani. Nu era... Israel nu a fost bugăția cum este acum la ora actuală. Lucruri pe care azi le considerăm normale. Exact. Era mâncare acasă, dar nu era să plecăm noi să... Adică mâncam pe aceeași oala șabatul nostru la evrei. E vinerea. Este oala pe mijloc, mă duc aminte, niște două, trei salatele și era tajin pe mijloc. Asta este. Cine nu vrea să mănânc, nu avem altceva. Așa am trăit noi, acasă cu tată și cu mama. Vă rog! Da. Antreul din seara asta este o salată de roșii cu burata. Sunt roșii din grădina unui prieten. Burata nu e din grădina unui prieten, dar e o burata foarte bună. Mulțumesc. Roșii, burata, busuioc, ulei de măsline, sare și puțin zatar. Arată super. Poftă bună. Adi, ce compliment mai bun decât ăsta vrei? Nu vreau, e pentru mine chiar suficient. Și oricum mă uit la Josef Adat ca la tata. E și născut în aceeași zi cu tatăl frumos. Meu. Și tata era tot așa o persoană foarte vulcanică și îmi amintește de multe ori de tatăl meu. Dacă aveți nevoie de pâine, este puțină pâine. Mai bine fără pâine. Da, că nu poți și la sală și cu pâine. Și mozzarella e foarte proaspete. Bucătăria e artă sau e muncă multă? E artă. E artă. Depinde fiecare unul cum el văd. Una văd este munca grea. E adevărat. Dar cine face arta, îi spune arta. Ce este, se fac cu plăcere, cu dragoste, tu uit dacă e grea. Tu uit.
Baza bucătăriei pe care astăzi o practicați a fost pusă în școala dură de bucătari pe care ați făcut-o cu șorțul albastru. Da, bineînțeles. Noi, când am început... Și știu că dacă greșeați ceva, erați pus să curățați 50 de kilograme de ceapă. Așa este. Îmi vine să plâng numai când mă gândesc. Așa era pe vremuri. Când a intrat în bucătăria, când era eu 15-16 ani era, șeful bucătarii a fost prea dur cu noi. Adică noi sunt elevi, copii, adică nu se înțelegeam ce vrea de la noi. Dar cine a făcut greșeala și cine a vorbit pe clasa, o a luat o gumă în gura lui, s-a uitat undeva, s-a vorbit acolo, șeful nostru, când era teoria spre bucătăria franțuzească clasică, nu am învățat de bucătăria de la Escoffier, Carême, știi, Adi? Când era niște examen, după câteva ore, noi suntem copile, adică oamenii vreau să, după masă, trebuie să dorm. Cine a făcut așa, are acolo niște cheia, mult cheia. Și luată cheia, bam, s-a aruncat cheia pe tine. Se trezește-te, lovește! După școala de bucătare ați mers în armată, unde ați făcut de asemenea bucătărie. Exact, după armată, că terminat eu 3 ani de zile, era noi de fapt, intram în armată când eram noi 18 ani. Când am intrat la școala de bucătare 3 ani de zile, i-am făcut 19 ani. Un an de zile am pierdut, dar a intrat la 19 ani bucătărie în armată pentru 3 ani de zile. 3 ani de zile am făcut armata foarte grea, foarte, foarte grea. Ce v-a învățat armata? Ordine, disciplină? Disciplina puternică, disciplina fără nicio problemă. Dacă omul intră leneș, se zboare așa pe aerul lui, da, armata pune tot la punct. Se ajută. La 18-19 ani, în România băieții vor să scoată fetele în oraș la vârsta aceea. 18, 19, 20, 21, 3 ani de zile e cel mai frumos anului. Adică tineret. Plec la discoteca cu fetele acolo, plec la mare. Noi am făcut armata. Și armata nu s-a terminat odată ce ați încheiat stagiul, pentru că în Israel, să le spunem oamenilor, că sunteți la dispoziție. Armata se face până la 46 de ani. Fiecare an, obligat se face 35 de zile, pe an de zile. Să nu te uit cum se lupte. Așa e disciplina la noi. Dacă ești la muncă, obligat, unde lucrezi tu acolo, da? Obligat ca proprietar să se liberează pe tine o lună de zile, dacă nu se închide firma lui. Este obligat. Ați gătit și în teatru de operațiuni, nu? Am gătit unde vreți să am gătit. Lângă război, am gătit peste racheta, peste mine și am gătit, cum spune, pui la ceaun. Primul rând este frica de mort. Te tremur ginochii, adică nu vorbim noi de un film de Hollywood, este real. Când ați venit în 1996? Ați de venit octombrie în România? 96, aproape 97, da, a venit în România. De ce? De ce ați nu venit pentru aici? Nu pentru fete am venit. Adi, a auzit? Da, am auzit. Din câte știu, v-ați cunoscut marea iubire, care din nefericire s-a dus, tot în bucătărie, nu? Tot în bucătărie. Când am ieșit în armata pe anul 1981. După ce am luat de două, trei de zile pauza. Pauza, nu trebuie să plec acum să muncesc, să plec cu prieteni. Plecam la mare, facem viață. Și de atunci... Tata zice mie, uite-te, Iosif, sunt aici în România. Zice, băi, uite, Iosif, trebuie să începe, aveți diploma, ești bucătar, 3 ani de zile, a făcut școală, a făcut aia, acum trebuie să începe de muncă.
Și la noi, pe vremea la noi, nu lasa părinții de se căsătorește cât ești 30 de ani, 40 de ani. Evrei, cât mai repede, la 18, 20 de ani, după armata, direct. Căsătorie. Direct căsătoria, aduc violonist, tac, căsătoria. Șase copii. Smart, pahare, copii, aveți soția, haide, ieși de acasă. Vreau să fii puțin liber. Așa suntem noi marocani, de nordul Africa, fetele, mama mea, ca să spun când era 17 ani, mama mea. Era 17 ani, mama mea. Bărbat, spun așa, 19, 20, deja trebuie să fii deja familist, vine familist. Și cum ați cunoscut-o pe soția? Da, în bucătărie. Ghila, soția mea, era în bucătărie, când era eu deja ajutor bucătar, adică spel vase, face roșii, da? Ajutor bucătar de cel mai jos. Și când era acolo bucătăria, soția mea a fost elevă la școala unde a făcut eu școala. De 3 ani de zile a făcut ea școala. Era Ghila, 16 ani, frumoasă. Frumoasă. Extraordinar. Ochii albaștri. Știa cum este? Nu, marocanca, clasică. Și acolo, când a văzut pe ea odată, a spus, gata, asta o să vină nevasta mea. Ea e. Ea este. După 2 ani de zile a spus, gata, trebuie să faci căsătoria. Ghila era 18 ani. 18 ani obligat în Israel. Fetele face 2 ani de zile, armata, obligat. Obligat. Fetele face 2 ani de zile. Dacă nu face căsătoria la 18 ani... Merge, da? În armată. Obligat, fără niciun discuție. Dacă nu... Eu aveam alte problemele. Poți să faci pușcheria cu... La fel ca bărbat. Și a zis mama lui Ghila, a zis, tu nu pleci în armata, trebuie să faci casetoria cu Iosi. I-a spus, cum? Am 24 de ani, cum faci casetoria? Nu am nimic. Eu am muncă, câștig foarte puțin, părinți, nu am banii pentru face acolo. Spune mama lui Ghila, Iosi, aveți încredere în Dumnezeu? Cine căsătorește are niște putere să vină să ajute. Bine, ați face căsătorie. Fără minte, face căsătorie. După 2 ani de zile a făcut căsătoria cu Ghila și a lucrat noi în bucătărie împreună. Și a fost gelos. Era geloasă? Mama, a dumneavoastră? Mie, din ospetar spune, Ghila, bună dimineața, mă enervează. Adică, i-a fost frumoasă, Ghila a fost frumoasă. Și oricum în ospătar nu poți să ai încredere. Da! Asta e veșnica problemă, da, dintre bucătărie și sală, știi? Da. Și service. Și după ce mi-am zis, după câteva perioada lungă am lucrat împreună cu Ghila, da? M-am zis, Ghila, uite, aici nu câștig mult bani, trebuie să noi să facem puțin mai mult, să câștigăm puțin mai mult, să măcar să cumpărăm niște casa mică, adică niște apartamente de un cameră jumătate, da? Și pentru a vrut să fac copii, adică vreau să fac copii, nu vreau să zic, tata, ce copii, aveți copii? E gravidă, nu gravid, tata, așa e familia la noi, așa e Sfarad. Vreau numai să fii copii, să fii copii, așa este la noi. Spune-te, Ghila, tu rămâne aici la muncă, eu plec cu gază în Tiberia. Este aproape 80 de kilometri din Haifa. A deschis un hotel foarte mare, de 400 de camere, o plec acolo să fii șef garmonje, șef de bucătărie rece. Și salariul e triplu. Fac eu acolo 4 luni de zile, eu vin fiecare zi cu 4 autobusul. Trezește-te la ora 4 dimineața, fac rugăciune, la ora 5 și un sfert, eu ies de acasă, ia două autobusul, până Haifa, Tiberia. A la ora 9 seara aveți autobusul, ultimul autobusul, Tiberia. Întoarce fiecare zi, a fost ca un cărpa, cam intră în cain în spalat, așa. Moale. Era puternic, era tânăr. Ternic, vreau să fac numai bucătărie. Spus, lasă, e ok. Măcar să stau un an de zile, să fac câștig bani. Spun, nu, a fost milă de mine. După 6 luni de zile, a spus, nu. Rămân acolo, vine eu.
Dar promit, dacă vine tu, nu trebuie să muncesc în bucătărie. Cu mine. Nu vreau. Nici o problemă. Și așa era, așa a fost. Și după Tiberia, acolo, după 3 ani de zile, șeful bucătarul de la hotel de la Haifa a luat post la King David ca executive chef, a fost străin. Străin, era străin din Austria. Foarte bun șef. De la el a învățat meseria, de fapt. Adică bucătăria, nu de casă, bucătăria internațională. Și el a auzit în Tiberia, după aceea i-am dat niște mesaj pe noi și eu cu Ghila am venit, am văzut muncă acolo, am venit în Ierusalim. Nu am încercat să fac copii și soția mea era cu problemele. Adică 9 ani de zile nu a putut să fie sarcinată. Nu a putut. Și am dat să, haide să ia, plec la casă de copii, să ia măcar un copil așa de luni, măcar să, nu a putut. Cu dimicamente și am luat cel mai bun profesor din Iosef. Nu a putut. Că nu am vorbit noi să ia un copil de casă de copii. Să adoptați un copil. Da. Băiatul meu a născut 950 de grame. La luna 7. Mai puțin ca un kilo de zahăr, așa. Trei copii aveți. Mai am băiat de are 27 de ani. Fica mea are 25 de ani, este în Berlin și în Lipazi cu mine are 15 ani. Cât de tare v-a schimbat moartea soției dumneavoastră? Ați rămas un tată singur, trei copii? Primul rând, viața mea a schimbat cum ea de sticlea se pune așa, adică pe buze, adică tu trezești dimineața, fiecare zi, ok, munca acolo, mă, țipam bucătăria, pac, tot ok. Salarii bun, bani buni, adică nu lipsește absolut nimic. Nu lipsește, mulțumesc Dumnezeu, nu lipsește nimic. Am muncit pentru asta, cu 10 degete. O zi dimineață, când a plecat eu la muncă la Varnesco, să ascult bine ce spun eu, la ora 12 am venit la muncă, era afară 40 de grade, 30 de grade noapte. Și soția mea a intrat în pat cu mine, cu sutien, a spus, măi, ești nebună, cum aș intra sutien? Spune, 30 de grade, afară, cum te-ai dat sutien? Spune, Joze, mă doare. Ce doare? Sânii. Păi, dai și tu un ceva aici, un ceva roșu aici pe asta. Și a fost poveste. Se m-a spus la doctor. I-a spus, nu, de cât timp asta? Spuse 2-3 minute zile. Ce nu a spune? A plecat la doctor și a spus, nu aveți nimic. Am dat la antibiotică. Și de fapt avea cancer. Era cancer foarte puternic. Una cel mai periculos cancer ce există pe viață. În sân. După a născut pe Lipaz, a venit problemele astea. Lipaz era 10 luni de zile. Zaghila a născut pe Lipaz în Israel. După ce a venit aici, era 10 luni de zile, a început problemele și n-am știut. Pentru știut eu. Eu spune așa, până acum când vorbesc despre asta, tot mă spune, sunt puțin vinovat. De ce? Tot timpul a fost grijă de munca mea și bucătăria și de oamenii și nu de partea familia mea. Asta a fost mare problemă. Dimineața la ora 10 dimineața, până la ora 1 noapte, zi de zi. Măcar duminica la ora 8-9 vine acasă, adică așa era, așa muncă. Adică nu am văzut ce se întâmplă la mine în grădina mea. Ce am construit eu de familie cu 3 copii. Am făcut copii, copii, dar avem. Dar sfatul meu e nu-i așa. Dacă știu așa de mult mintea mea, eu am vrut să crește cât mai mult, să fii șef cel mai bun, să învață. Eu totdeauna am plecat în Franța să învăț la 300 Michelin, știi de povestea. A plecat acolo, a plecat în America, tot timpul am plimbat să învăț numai meseria. Dar pe alta parte, am lăsat puțin familia și am făcut mare greșeală am făcut. Și după aceea, când era cu cancer în sân, Nu am știut la cine se apelează. Și sincer spune,
M-am pelat la soția lui Cristi Borcea, Mihaela. Era prietena foarte bună, pe vremuri. I-a spus, uite, Mihaela, am probleme. Ia venit la mine acasă, pe Libertate, unde suntem acum. I-a spus, uite, Joseph, am niște doctori foarte buni. El bătrân, dar e foarte bun. Specialist de cancer. Haide să iei acolo. Că ne-am văzut pe ghiră pe soția mea. Ați ajuns prea târziu. A fost ora două, la prânz. Eu am plecat cu ea, am stat afară. Două, a fost de la prânz, la prânz două. I-a zis la ea, Ghila, ia sute în jos. I-a văzut, ești pe gravă. Spun așa, cum pe gravă? Adică, grav, e grav. Fuge în Israel, acum, nu acum, ieri. Eu la ora 8, la ora 7 jumate era deja în Otopeni, cu Ghila. Și trei copii a rămas aici, în București, cu menajera noastră, ajutat pe noi, știi limba ebreacă. Până acum e cu noi, acum e cu noi. M-am plecat în Israel, dormit la mama lui Ghila și nu am spus ce poveste, nu am spus care problemele. A venit vizita. Plecat la Rambam în Haifa, a făcut niște analize și azi așteptam 10 zile. După 3 zile am luat, a fost telefon, domnul Haddad, pot să ajung la spital? A spus, da, așa de, a spus, au zis, 10 zile. Nu ajung, e puțin mai complicat, a spus la telefon. Am plecat cu Ghila, am stat, cum este dumneavoastră cu mine așa, cu Ghila aici, și Ghila a plecat la toaleta. A plecat la toaleta, profesoara era doctor Țalic, cheamă Țalic, doctor Țalic, o domnă foarte extraordinar. Când a plecat Ghila, i-a spus mie două cuvintele. Domnul Haddad, cât copii aveți? Aici am știut că nu are nicio șansă, nu sunt prost. Adică, ce te vine, cât copii aveți? Am trei. Pregătește-te. Așa a fost cuvintele. I-a început niște analize și a tăiat. De trei ani de zile a suferit. M-am ridicat ochii în Dumnezeu, spus, iartă-mă Dumnezeu. Iau, se sufer prea mult. Iau acum. Eu sufer, copiii se sufer și tot familia se sufer. Dacă nu are nicio șansă, dacă tu hotărăște-te, nu a trebuit să fii pe viața, că era 42 de ani. Iau. Am rugat zi de zi la el să iau. Și a luat. După 3 ani de zile. A luat. Și a rămas singur. Cu fetiță 3 ani jumate, băiatul era 16 ani, doar, și de jilipaza era 13 ani. Eu știu, luptă cu copii. De unde știu ce mănânc lipaz, materna și materna? De unde știu eu? Eu știu să muncesc. Când a venit copii aici, acum a început războiul. Trebuie să învăț și l-am învățat. Când prima cador, că băiatul meu mare a născut, n-am știut ce place, nu place, tot, nu cu mama. Eu am adus material și mama face tot. Face mâncare, face piața, cumpăr la mine hainele, nu cumpere, numai ea a făcut, nu știu, face absolut nimic. La 3 jumătate dimineața trezește la ora 3 noapte, se plânge, nu... Am uitat asta eu. Numai cu Ghila a fost grijă mai mult și încet, a învățat și a spus așa, dacă acum eu nu se fi puternic, cu piciorul pe pământ, eu pierd pe sângele mele. Asta este, trebuie să ai grijă de familia mea. Și Ghila, înainte să închide ochii, a fost o duminică, a la ora 10 seara. 10 seara. M-a dat spune, Iosi, am o rugăminte. Ai grijă de copii. Și a murit. Și a început treaba cu ei fiecare zi. Și încet, încet am făcut,
învățat cum să am grijă de familia mea, de familie. Până acum, uite, Dor, băiatul meu are 27 de ani. Dor, băiatul meu, dacă nu vrești cu mine o zi, eu mă nebunește. Fica mea din Berlin e cu mine de 3 ori pe zi. Tata, ce faci? Ce faci? Cum are nevoie de ceva? Eu se ajută și pe ei. Adică și dacă îi lucrează, se ajută. Dacă copilul are 80 de ani, tot e copilul dumneavoastră. Până asta aveți 100 de ani. Tot e copilul tău dacă are 80 de ani. E copii. A? E totuși copii. A moștenit vreunul dintre ei talentul de bucătar? Da, talentul, Dor, primul rând, Dor nu are talentat deloc. El e pe IT. El e foarte deștept. El pe IT, pe calculatoare, el a făcut facultate aici, privat, la American, aici, în București. Daniela a lucrat pe aceeași domeniu în Berlin, la Benedict, restaurant foarte de... restaurant ce mă cunoscut din Israel. A făcut restaurant în Berlin, acum 5 ani de zile. Acolo a început să lucrează ca curățat, așa, și acum este manager. Dar ea, când ajung la Berlin, acum 5 ani de zile, a lucrat ca cameristă la hotel. La cameristă la hotel. Face baia, toaleta, se lucrează. Ea, Daniela, nu a plăcut să învăț la școală, e ca mine. Ea a vrut numai să lucrează, să face material. Și acum este manager, acolo este foarte mulțumită. Și ea acum face și mâncare și dă-mi poză pe Instagram. Tot timpul e cu ea pe rețeta, cum vrea, tata vrea rețeta acolo, cum se face farfurii. Adică ajută foarte, foarte, foarte mult. Apropo de fotografie pe Instagram, am văzut că și dumneavoastră postați pe site-uri de socializare. Noi avem o rubrică, se cheamă Selfie-ul emisiunii. Vă rog să faceți o fotografie cu noi ca să o postăm pe rețelele de socializare. Pe Instagram, în așa fel încât da. Să ne vadă și Daniela, nu? Da, de acolo, de la Berlin. Bineînțeles, da, da, da. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Revenim în doar câteva momente. Rămâneți cu noi. Rămâneți cu noi. Emisiunea La Cină, susținută de Nespresso, Nordic Shops și Domeniul Bogdan continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Nespresso, Nordic Shops și Domeniul Bogdan. Suntem La Cină, invitatul nostru din această seară este șef Josef Haddad sau Iosef, nu? Așa Iosef. Ar trebui să spun. Iosef, Iosef este real. Josef, sunt aici în România. Știu, în Maroc se cheamă Jojo. Jojo. Jojo în Maroc, marocan Jojo. În Israel, Iosi, Iosef. În România... Josef. Josef. Bun. Vă propun să bem câte o cafea mică la final de cină. Da, cum să nu. Cu mare drag. Cu mare drag. Este frumos, Adi. Și între timp, eu am să-i adresez invitatului și acele ultime 10 întrebări pe care le lăsăm de fiecare dată la final de emisiune și care sunt aceleași pentru fiecare invitat care ne trece pragul. Și ele sună cam așa. Când ați plâns ultima dată? Ultima dată? Ultima dată când ai închis restaurantul meu, Josef. Ați plâns? Rău de tot. Pentru asta prima afacere a mea ca proprietar în România. După 7 ani de zile, am închis una, se spune lumii, una cel mai bun restaurant din România. Că aș diga 3 ani de zile la rând, cel mai bun restaurant. Și trofeul din Franța. De calitate. Ce contează mai mult? Să fii fericit sau să ai bani? Să fii fericit. Care a fost cea mai reușită vacanță din viața dumneavoastră? Vacanța mea cea mai bună era când a venit acasă și a plecat cu soția mea, cu Dor, când era mic, la mare se face picnic, singur. Asta a fost vacanța noastră. Asta, vacanța de familie. Asta cel mai bun a fost. Ce vă impresionează mai tare, un copil sau un bătrân? Dacă aveți copil, este vina părinților, bătrânii, cel mai mult. Bătrânii vă impresionează? Da, foarte mult. Copil, dacă e pe stradă și asta, se cerc niște lucruri,
Adică vinovat este părinții, nu copilul. Dar bătrânii pentru mine este pe locul 1. Asta poate și pentru că ne gândim uneori că cei mici poate mai au o șansă. Se poate. O masă copioasă cu un pahar cu vin alături sau o oră la sala de sport? Ce alegeți? Sala de sport. Interesant că spuneți sport, mai ales că răspunsul ne este dat în această seară de un bucătar, de un șef. Dar sport a făcut toată viața. Și asta a rămas mie în sânge. Eu fără sport, adică măcar două ori pe săptămână, adică nu pot să... Dacă nu not o dată pe două săptămâni, nu pot să... E la fel ca... Adică lipsește mie ceva. Dacă nu intră la bucătăria fiecare zi, se fac ceva, lipsește mie, are niște... În sânge așa se... De cine vă este dor astăzi? De soția mea. Care este ultima carte citită? Sincer, eu nu-mi place să citesc pentru că nu am răbdare. Eu sunt om foarte... foarte, foarte activ, nu citesc ziar, eu văd numai la știri, la ora 12 noapte, măcar jumătate oră, ce se întâmplă puțin în România și un pic ce se întâmplă în țara mea din Israel. Citesc, nu am răbdare, nu am, deloc. Dacă citesc 10 minute, gata, chide, la revedere! Care a fost ultimul act de caritate pe care l-ați făcut, ultima donație? O donație eu fac fiecare lună la sinagoga noastră. Eu fac fiecare lună la sinagoga noastră, se cumpăr niște pește pentru oamenii bătrâni și se stau la casă de bătrân, se ajută pe rabinul nostru dacă au nevoie de ceva, se dai ceva. Și știi, la noi există pe Biblia noastră, și a noastră și la toată lumea, nu spun a noastră, sunt cel mai... Biblia există una. Una. O să întreb eu ceva acum pe dumneavoastră, dacă a primit. Dacă a primit, dacă trebuie ceva. O întrebare, sigur. O întrebare. Ce nu poți să schimbi pe viața? Religia. Bravo ție. Serios? De cuvântul meu, am întrebat pe toată lumea, nimeni știu să răspund mie. Și ce nu poți să schimbi? Poți să schimbi orice. Casa aia, face racheta. Dar singurul tot se schimbă este Biblia. Biblia e ștampilată de la Dumnezeu. La noi spune așa. Dacă ești digat 1000 de euro pe lună, 10% trebuie să plece la o donație. Dumnezeu spune așa. Ascultă. Dacă nu aveți încredere în mine, dar asta, dacă dai 10%, oară ție, te ajută foarte mult. Și asta sunt noi. Eu din salariul meu dau 10% din o donație. Se încerc fiecare lună. Se încerc fiecare lună să dai. Ce nu vă place la români? Ah, ce pune-mi acum pe... Un poziția foarte proastă. O să găsi un gură o cafea. Sigur, da. Salvați de cafea. Era un film cu Salvați de clopoțel. Suntem Salvați de cafea de la Nespresso. Poți să iei pe ajutorul meu, pe Iulia? Ce nu-mi place la român? Adică eu prefer să trecem în cuvintele astea, dacă se poate. Trecem peste această întrebare. Vă adresez una și mai grea. Care este, în opinia dumneavoastră, cel mai valoros român? Cel mai valoros român, ce știu eu, că a făcut fiecare 2 ani de zile festival Enescu. Asta am Enescu. Asta ce m-am știu eu de atât ani de zile sunt aici și a fost festival de Enescu și totauna știu de el așa, dar nu știu de luptător și totul asta, dar de el am auzit asta, ce mă valoros era pe vremul. George Enescu. George Enescu, exact, da. Ați scăpat. A fost greu la cină? Cina a fost foarte bine și lejer. Adi Hadan, știi? Adi Hadan, știi, eu nu mănânc carne, nu coșer. Nu mănânc, nu mai cu pește de pui. E pește de cu sols. Când a murit Ghila, soția mea, acum 11 ani de zile, am dat cuvintele în mine ca ține cât mai mult
aproape de Dumnezeu, se odihnește sus cât mai bine. Așa mă simt eu și cu asta merge, cu opinia mea, mai departe. Mulțumim, Adi Hădean, pentru masă. Mulțumim. Foarte bună, ca de fiecare dată. Șef Joseph Haddad, vă mulțumim foarte mult pentru prezența la cină. Mersi frumos pentru invitați. A simțit foarte bine. Mulțumim. Ca acasă. Vă mai așteptăm. Și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim că v-ați uitat la noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la cină. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Nespresso, Nordic Shops și Domeniul Bogdan. Ne revedem săptămâna viitoare!